Nouă ne place să călătorim în Italia, Franța sau Spania, dar uităm că avem foarte multe locuri frumoase aici, la noi acasă. Multe dintre ele merită vizitate și descoperite. Sunt bucuros să vă anunț că eu, împreună cu Canal Regional, astăzi dăm start emisiunii Tour Retour. Prin intermediul acestui show, vă vom arăta cele mai neobișnuite locuri din Republica Moldova, vom gusta bucate tradiționale și vom cunoaște cei mai talentați oameni din regiuni. Prima destinație este raionul Cimișlia. Haideți să mergem! În această ediție veți afla în ce localitate din Republica Moldova ar putea fi deschis primul muzeu al cobzei din lume. Scoate o carte. Dacă mi legată cu nunia sau ba, îmi prezice Baba Valea. Și dacă n-ați văzut cum se mulg 300 de oi, rămâneți până la urmă cu noi. Pentru mulți localnici, raionul Cimișlia se asociază cu viță de vie și cu struguri. De aceea, nu întâmplător, inscripția orașului Cimișlia este pe frunze de viță de vie. Prieteni, după cum știți, eu sunt Dorin Galben, iar prima locație din raionul Cimișlia este Gura Galbenei. Absolut întâmplător. Zic să mergem și să vedem ce ne-a pregătit această localitate. Bună ziua! Spuneți, vă rog, merită de vizitat satul Gura Galbenei? Sigur că merită să vizitați. Este cea mai mare localitate din raionul Cimișlia. Și este și baștina mea. Cu peste 4.000 de locuitori, oameni buni la suflet și la chip, vreți să vedeți prin ce se distinge această localitate? Urmați-mă, pot să vă arăt, să vedeți. Cu mare plăcere! Noi am aflat de la locuitorii satului Gura Galbenei că aici, în localitate, este o doamnă care prezice viitorul și evident că am decis să-i facem o vizită. Doamna Valentina, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Mergem să ne preziceți viitorul? Poftim, intrați! Nu vă spăreți de sărăcie! Haide! Îmi spuneți cum vă cheamă? Dorin sunt. Dorin Galben. Emisiunea se numește Tour Retour. Pui capul în mișcare foarte tare, scoate o carte. Deschide-o. Ți-ai scos drumul. Drumul de tăi stăte spre omisat. Fii început, tot mergi pe la sfârșit. Dar unde duc drumurile? Unde vrei și tot curate. Aha, deci ce-mi propun? În care direcție te duci, unii bați, se deschide și e foarte corect și foarte bun. Ia seama să auziți, băieți? Știți, dacă v-ați pornit cu mine undeva? Numai decât, ești băie de treabă. Ești băiat iubitor, e în parte femeiască, nu te vor rânătă, pentru că nu te iubesc. Sunt multe de urma ta și pe alegere dreaptă. M-ați spus pe gânduri. Da, e ideea că am un proiect video și destul de mult mă cunosc, dar nu mă gândeam la ideea asta. Să toată vremea să iei seama de unde te duci, de unde vii, de unde bate vânt. E un lucru care trebuie să-l înțelegi foarte singur. Asta e carte, eu nu lucrez cu cearna magă, nici cu bela. Prostă să lămurezi de unde să trebuie. Când unii ia ți-ai curată, nu trăi frică. Ce ești, pornești tu, nu te porni cu frică. Mergi deschis, nu te pornești. Tot îi merge în normal.
Deci după discuția dumneavoastră înseamnă că începem cu dreptul. Deja o să am încrederea că trebuie să mergem și proiectul să aibă succes. Merg cu dreptul, că tot e bun. Deci ai pornit, merge înainte, că tu mergi cu concret. Cu celul drept ai pornit, nu da cu stângul. Te-ai sculat dumneavoastră, încalți celul drept. Oh, ia ce idee bună, nu m-am gândit la asta. Cu ciorul drept. De fiecare dată mă încălțeam care mi-era comod. Nu. Cu ciorul drept s-ar încalc, cu ciorul drept e ciorapul încalță, cu ciorul drept și ai să mergi corect. În curând, în satul Gura Galbenii, raionul Cimișlia, va apărea primul muzeu al cobzei din Republica Moldova, dar și din lume. Iar pentru ca să aflăm mai multe detalii, am venit la atelierul lutierului Nicolae Dron. Domnule Dron, noțiunea de lutier este relativ nouă pentru mulți dintre noi. Spuneți ce înseamnă această noțiune și în ce măsură vă reprezintă. Lutier înseamnă constructor de instrumente muzicale. Eu sunt cobzar. Cobza este, reprezintă sufletul românesc și sufletul, de fapt, a fiecărui om. Asta e cobza. Cobza mea, confecționată de mine. Ca să faci o cobza, trebuie să studiezi mult. Și cât ai lucrat până la această etapă? Cât lucrezi la o cobză? Într-o lună, cu cea mai mare maestrie, nu poți face o cobză. Acum poți face cobză, dar eu întrebam la fabrica din România Reghin, zic, dumneavoastră, pentru ce faci cobză? Să le vindem. Zic, a, scuzați, dar noi le facem ca să cânte. Și cobza care cântă, când o vede cobzarul, o ia în mână și nu-i mai dă drumul. Asta e cobză. Când ați decis că veți face un muzeu al cobzii și ce v-a determinat? Vreo 2 ani în urmă m-am oprit la asta. M-a determinat că ca să cânți la cobză, trebuie să ai cobză. Ca să, trebuie să-i faci, se spune că neamțul, când vinde o vacă, se duce să vadă grajdul. Și după asta el vinde vaca, altfel nici nu o mai vinde. Eu am spus că trebuie să am un foișor, o încăpere unde să reprezinte cobza. Și acolo să fie exponatele, mai întâi toată tehnologia, cum se face o cobză, după care am multe exponate, eu știu, 100, mai mult poate, nu știu. Dar ce vedeți aici, asta e o picătură mică. Și de unde le-ați adunat aceste exponate? De tot globul pământesc, de unde văd ceva, aud, noi le restaurăm. Vioara asta era bucăți. Și băieții mei au făcut-o că niciodată nu spui că ea a fost bucăți, bucăți. Domnule Dron, cu siguranță este, nu știu, secret al casei, dar pentru emisiunea noastră vă rog să ne spuneți cât costă o cobză și în ce măsură dumneavoastră faceți asta pentru ca să câștigați, nu știu, un ban pentru familie, pentru întreținerea. Când vine un cumpărător, noi imediat îl informăm că uite, dacă dai atâta, și întreba unul, da, ce diferență de fabrică și de asta, zic, duceți-vă și cumpărați de la fabrică. De la fabrică, eu nu minimalizez. La fabrică, ce rămâne de la contrabas, merge în cobză. Asta e un banc. Eu aici am luat cel mai bun lemn care există pe lume, din care se confecționează violoncelii. Apoi, avem nevoie să stea la soare sau la anumite raze și când are o anumită impulsivitate de raze, abia atunci cobza va suna. Eu bogat n-am să mai fiu niciodată prin instrumentele acestea, dar satisfăcut sufletește. Cât ar costa o asemenea cobză? Ca să fac o cobză îmi trebuie 6 luni. Am vândut cu 300 de euro, am vândut cu 400, am vândut cu 500 și cel mai mult am vândut cu 600 de euro. Dar asta e sub valoarea ei. Ce instrument este asta? Asta e instrumentul mandolina. Aveți o melodie preferată aici?
Uite, acum am adus din Italia niște lemn și presus, chiparos. Avem, de pildă, ăsta e lemn venit din Brazilia, avem lemn din Africa, care îl folosim, și chiar din Liban. Avem cedru din Liban, îl punem în interior. Și cobza am ridicat-o la un nivel internațional. Vine cineva din România, artiști consacrați, le-am dat cobze. Las cânti toată lumea la cobze, că asta e, ele ne apropie mai mult de cer. Din câte vedeți, nu pot cânta eu la mandolină, dar pentru asta e nevoie de mulți ani de muncă, de studii, de profesori buni și de foarte multă dedicație. Această dedicație o are lutierul Nicolae Dron, iar eu sper foarte mult că veți avea ocazia și mulți dintre voi să ajungeți aici la Muzeul Cobzei pe viitor și să încercați să cântați mai bine decât mine la mandolină. Prieteni, suntem într-un loc absolut misterios. Aceasta este cunoscuta piatră din satul Gura Galbenii, care are o lungime de 5 metri și o lățime de 3 metri. Localnicii știu mai multe legende despre apariția acestei pietre aici. Și vreau să-i întrebăm. Colegul nostru de la televiziunea locală din Cimișlia știe mai multe detalii despre apariția acestei pietre. Domnule Bargan, vă rog să ne spuneți ce știți despre ea. Păi, piatra cea mare, astfel e cunoscută de toți cei din Gura Galbenii și de oaspeții care vin. Drept să vă spun că când eram mai mic, copilul era mai mică. Și de aici cred că legenda cea mai veritabilă este că ea crește din pământ. Adică nu atât cât crește, cât ploile spală și ea se descoperă. Probabil sub pământ e o piatră și mai mare. Dar mai sunt și alte legende de ochiate. Cineva spunea că e o consistență care nu prea poate fi identificată și că ar fi un meteorit din cosmos. Wow, asta e interesant. Da. Alții care caută oase de mamont și de alte animale extra spun că ar fi adusă cu ghețarii. Mă miră faptul că au ajuns ghețarii de la nord pe aici, prin Moldova, dar faptul că este o rocă care este unică aici, nu mai deci aici în zonă, pietre nu mai sunt în prejur. Da, aici cândva erau și câmpuri agricole, oamenii lucrau, știau, ne întâlnim la piatra cea mare. Ea era numai vârful, ea ca se vede că este mai spălat. Pe urmă este mai jos. Localnicii spun că s-a încercat chiar să puie niște explozibil să se vadă și n-a mai reușit să o distrugă. Rămâne pentru generațiile viitoare să identifice ce fel de piatră este, dar deocamdată rămâne piatra cea mare din Gura Galbenei și misterioasă. Dacă sunteți de aici, din localitate, în ce măsură prezintă interes pentru turiști și nu ar putea fi transformată într-o destinație turistică? Eu cred că ea ar fi punctul de reper la o destinație turistică. Aici și societatea de vânători aveau cândva niște locuri unde creșteau prepeliți. Societatea vânătorilor, împreună cu administrația locală, ar putea face o oprire aici, așa, că este pădure, este loc bun. Mai urmează, de făcut și un drum de acces bun, ați văzut că cam ne-am hurducat până am venit aici, este departe de sat. Și, într-adevăr, știți, pe mine mă miră faptul că, având niște lucruri, nu le dăm dezvoltare. Cineva dintr-o piatră care a găsit-o undeva spune că e piatra de la Traian și face un castel și pe aici a trecut Traian și iată această piatră este. Eu cred că trebuie delegat de legendă și de dezvăluit această legendă. Până la urmă, întâlnirea la piatra cea mare, aici se mai poate în jurul ei de făcut ceva de odihnă cu vânătorii, cu pescarii. Fie că este un meteorit sau că este o piatră obișnuită, oricum ea merită atenția noastră și a celor care ajung în raionul Cimișlia, în satul Gura Galbenii, nemijlocit.
Un lucru curios e că cei care au venit aici se pare că au rupt câte o bucățică din piatră și și-au luat-o acasă ca amintire. De asta o să-mi iau și eu o bucățică ca să am motiv să revin aici, în această localitate minunată. Iată acesta, în spatele nostru, este un zbor cu parapanta în Cimișlia. Oamenii se distrează cum pot și o fac foarte bine, după cum vedeți. Pilotul este moldovean, stabilit în Italia, care în fiecare vară vine în Republica Moldova. Deci, aparent, pare simplă procedura asta de a ridica parapanta în aer, dar e un mecanism destul de dificil și foarte mult contează vântul. Eu pot lucra aici la voi la stână. 3.000 de lei salariu bun. 3.000 de lei? Da. Salariu foarte bun. Cât de voi am de mult? Deci lucrările sunt în doi aici, lângă orașul Cimișlia. Anul viitor, în această perioadă, aici probabil vom avea un lac frumos amenajat unde vor putea petrece timpul localnicii și turiștii care vor veni să cunoască această zonă. Prieteni, după cum vedeți, în spatele meu este o stână de oi, una dintre cele 16 din raionul Cimișlia. Iar noi, evident că am decis ce să facem, să mergem și să participăm la procesul de mulgere. După cum vedeți, eu mi-am schimbat și hainele pentru ca să fiu un mulgător veritabil. Avem aici câteva sute de oi și capre și procesul va dura destul de mult. Suntem la apus de soare și cam aici se termină vizita noastră în Cimișlia. Cu mulți oi! Dați-mi cineva apă, cine știa mulge oile? Prieteni, începi procesul de mulgere a oilor. Eu sunt un elev foarte sârguincios. O să încerc să ascult ce... Așa, așa, în acaldat. Așa. Așa. Cu o mână ții ulgerul. Așa. Așa. Cu mână, trage sârul. Aha, ok. Ok? Am înțeles. Îți încerci o capră și mai ușor. Hai să încerc o capră. Hai să încerc o capră. Ia vieză. Băi, ideea să încerc o capră. Așa. Ia să mă strânge și put mai de sus. Aha, aha, și el de acolo el... Da. Trebuie să ai puțină mâna umedă. Aha. Aha, am înțeles. Deci, după cum vedeți, nu e așa simplu cum pare în video. Hai să încercăm. Luăm cea mai mășcată oaie din... A, nu, hai vine cap. De la mine oaia e capra. Capra asta e prea mitic. Lasă că mitica și vezi în cameră. Așa.
Dăm căprița. O, primește, da? Procesul a început foarte practic. Iar de în cameră, poate să bei. Nu. Vrei să gurști? Nu aș risca. Vrei să-mi pasteurizăm ca pe gurști? O, iată ce proces fain. Deci, eu pot lucra aici la voi la stână. 3.000 de lei salariu bun. 3.000 de lei? Da. Salariu foarte bun. Câte voi am de mult? Ai de mult, vreo 300. Colegi, oaie. Dorin, tu ca o vedetă îți dă 3.500. 3.500, am înțeles. Dimineața la 4 în strungul. Dar ele cum sunt așa descoperitoare? Cum de... Noi suntem cu morul. Du-te la mine, Roger. Strângi-și tot, Dorin. Aha. Ah, el era o morcovă. Da, el ceva mă morcă. Oaia mai întâi mănâncă. Gata, ajunge. Da. Așa. Deci laptele ăsta poate fi băut? Da. Deci ăsta poate fi băut, da? Da. Sănătate, da? Avem atâția spectatori. Foarte bun. Foarte bun. Deci asta jos pălărie, eu... Au meritat munca mea, nu mă gândeam că are un miros specific, dar e foarte bun. Și are miros? Nici gram. Prieteni, laptele băut imediat după ce mulci capra e mult mai gustos decât cel din magazine, supermarketuri, hipermarketuri. Pur și simplu trebuie să veniți, să încercați și neapărat dacă ajungeți la Cimișlia, treceți pe la o stână de oi, mulgeți o capră, strângeți o cană de lapte, bieți-o pe loc și mergeți bucuroși și fericiți acasă. Ocup cu eritul de mic copil, s-a ocupat tata meu, bunicul meu, a rămas ca o moștenire. La moment am vizit de cap și de mâini, ducim cot la cot, lucrător, tata, laptele ducem la fabrică, aici nu-i departe să ajungem la fabrică, anul acesta. Ne-a ușurat munca cu mult, ne-a motivat, cu un preț foarte bun. Așa nu mai avem bătăi de cap, facem brânză, să o realizăm, să păstrăm laptele, l-am dus la fabrică, să facem muncă. Care este visul tău? Ce-ți dorești cel mai mult? Visul meu, fi noi sănătoși, muncim, să ducem ceva bun, viitor, putem construi ceva mai performant, să ducem niște oi de rasă. Adică îți vezi viitorul în acest domeniu? Legat de... Să faci domeniu, dar și eu lucrez în alt domeniu. Dar știi cum la noi statul lucrez la stat, ai un salariu de 3-4.000 de lei și îți poți permite de 3-4.000 de lei. Adică la mine și este un hobby așa care ne aduce și o sursă de venit. Plus minus pe decât mai... Mai bunșoară, adică a plecat pe scotare și a lucrat la cineva, el vețea la fermă, adică mai din lucrez la mine acasă. Și la noi, la ferma ta. Dacă ajungeți în raionul Cimișlia, neapărat trebuie să mergeți la una dintre stânele de oi și să gustați lapte și brânză. Treceți prin satul Gura Galbenei, unde se află Piatra Cea Mare, care este învăluită de mister. Tot în această localitate îl găsiți pe Nicolae Dron, unicul lutier din Republica Moldova. În Cimișlia sunt multe locuri care trebuie descoperite și oameni care merită cunoscuți. Așadar, vă îndemn să urcați în mașină și să faceți un tur-retur prin țărișoara noastră, Color.